Suvorbim detaliat. Problema constă în următoarele, că actuala guvernare nu prea are poziție la Moscova. Nici nu are o tradiție de negocieri. Miniștrii noi care au venit, ei, hai să spunem așa, nu au experiență instituțională în ceea ce privește negocierea cu Federația Rusă, asta este una la mână. Noi nici nu avem ambasador la Moscova. Iarăși, nu e un impediment de cele mai mari, dar e o problemă. Și din acest punct de vedere, repet încă o dată, guvernarea, atunci când a spus că e treaba Moldgazului, într-un fel a avut dreptate. Fiindcă problemele de ordin comercial trebuie să fie rezolvate la nivelul subiecțiilor economici. Dar este absolut tot atât de evident, cum am spus mai sus, că geopolitica nu este exclusă din joc și de acest punct de vedere guvernul trebuie să-și găsească locul său în procesul de negocieri privind prețul la gaze care vor fi furnizate pentru Republica Moldova. În condițiile când noi, practic, Gazpromul este monopolist pe piață. Noi deocamdată nu avem surse de alternativă. Deci conducta ce se numește Iași-Chișinău deocamdată încă nu este totalmente funcțională. În acest punct de vedere, asta șubrezește pozițiile noastre în negocieri cu Federația Rusă, cu Gazpromul.